prezențe, deci nu trebuie citită în cochie religioasă, într-adevăr, se cheamă Dacă tu ai fi. Dacă tu ai fi aici, mi-ar pătrunde în vene vraja antică a fructelor, prezint bucuria crudă. S-aș asculta respirația ușor anxioasă cu care mi-ai cere în efigie o mângâiere. Aș fi ca o femeie din Palmira, împodobită sibilinic, așteptându-te. Aș inspira parfumul cămășii tale și inima mi-ar tresări altfel. Aș locui în mările cu multe brațe din ochii tăi, redescoperindu-mă într-o oază, într-un orient impenetrabil, la jumătate deșertului, încremenit după amiaza, lângă cămile adormite. Voi mai citi și o poezie pe care, de asemenea, o subliniau cei care au vorbit, o fel de ars poetica, care este cumva și la întâlnirea cu un fel de suspin religios, să spunem așa. Se cheamă Criptogramele unui vis literar. În sihăstirile cuvintelor n-am scris niciodată ce aș fi vrut. Doar eseuri febrile, articole de ziar, neliniștind perifrastic, subacvatic. Manuale scolastice, monografii cu minți, studii argumentate. Aș fi vrut să scriu o geografie a simțurilor spirituale aduse la zi. Aș fi vrut să cânt, găsind cuvinte curate, dintre ierburi fragede, atac frumusețe cu ochiul nomad al zidului. Și iată-mă acum poet resuscitat cu mâinile goale în fața misterului, adumbrindu-mi cuvintele, în neputința intimității, în proaspăt scufundatele lumini. La rugămintea unui prieten am să citesc și o poezie scurtă, inspirată de fiorduri. E vorba de fiordurile scandinave. Care se cheamă, unul din fiordurile scandinave, se cheamă Geiranger. E foarte scurt. Citadela glaciară, eșuată de chip în prăpăstie. În aspersii speculare. Între câteva anotimpuri create. Și în final am să mai citesc o poezie de data aceasta tot prezențe imanentă. O să vedeți că nu e o poezie într-adevăr exclusiv religioasă sau mistică. Se cheamă Din scrum erai încă. Acasă pe harta unui chip. Din scrum refăcut, pe maluri însorite, exterminate. Agonia săpa umbre mai limpezi când tu doreai câștigul ușoare. Și era încă viu sub acea mână germinată, dar atât de departe erau florile, încât nu mai cunoștea nimeni cifrul de atitudine. Să mă opresc aici și în speranța că vă veți bucura și mă voastre citind aceste poezii, dacă n-ați făcut-o încă, vă mulțumesc oricum pentru participare. Și...